Așa, așa, bună seara, dragii mei prieteni. Mă aflu aici în centru la Parlament, la Parlamentul Republicii Moldova. Noi vrem schimbări. Dragi deputați, noi vrem schimbări, vrem schimbări, vrem vremuri bune, vrem oameni buni, vrem cât mai repede. Uitați-vă, dimineață am făcut film cu domnul care... Dar veniți încoace! Veniți încoace! Am făcut film cu domnul care a fost chemat, lucrează la spații verzi, ca maestru, și nu are tangență cu automobilul, nu are tangență cu nimic, absolut. El pur și simplu este maestru. Acum, uitați-vă, l-a trimis, se vede foarte bine, l-a trimis, a chemat poliția, Sergiu Carp, să duc să-și măsoare alcoolemia. Vă dați seama? Și 000, 3 de 0, ectele. Aparatul Dragher, la ora de la 10:30 eu am venit. 10:15. Până la 10:30, până la 12:15. Uitați-vă ce discriminare. Acum de la lucru domnul a ieșit și a venit în coașe ca să facem un film și lumea să vadă. Vedeți? Asta este foarte grav. N-are tangență cu mașina. Cum chemi tu 112? Te duci să-l duci. Domnul mai are un an și jumătate până la pensie, da? Un an jumătate până la pensie. Și uitați-vă cum este discriminat la locul de muncă. Cel mai grav, asta e discriminarea la locul de muncă. Foarte grav. Dar noi am depus plângeri. Am depus plângeri și la Procuratura Generală, și la primarul Ciobanu, și la consilierii PAS, lui Zina Popa, pentru Zina Popa, transmiteți-i. La discriminare, egalitate, vedeți? La Procuratura Generală. La Procuratura Generală, pentru că îl impune să semneze un act. Este așa, Sergei Carp la spații verzi și ei este albu, cum o cheamă? Albu Camelia. Camelia, albu Camelia, Nectali. Director, vice-director, rectorii, Sergiu Carp, îl vedeți? Nu este tratat numai un om, sunt 5 oameni și îi impune cu desâlă. Anexat, trimitem o copie a procedurii verbal privind rezultatul anchetei de serviciu în baza ordinului, le dă ordine verbale și la urmă îi impune, că aici e suma mare. Nu vă gândiți că vă arătăm povești. Aici noi vă arătăm cu lux de mănunte că acum serviciul de anchetă îl impun, ia uite, ați plătea 46.246 de lei și încă 1.008 lei. Ia uite, 47.000 îi le pune la fund pentru ce? Pentru cei că muncești cinstit, pentru cei care, domnul ne-a povestit că are foarte multe scrisori de mulțumire, da. Are foarte multe scrisori de lucrătorilor, da. Din partea lucrătorilor, lucrătorii sunt mulțumiți, dar uitați-vă și face jigodia de director, v-am arătat cu lux de amănunte, Carp Sergiu, de la spații verzi, cheamă poliția că el nu era la volan, el nu conduce mașină și-l pune să treacă alcoolemia, vă dați seama? Asta, știți cu ce intenție el a făcut? El a făcut cu intenția că dacă 4 ore omul și poliția au venit, ce v-a spus poliția prima dată? Poliția prima dată a fost un apel la 112 din partea directorului Sergiu Carp că dumneavoastră sunteți prezenți la fața lucrului în stare de ebrietate. În care ei mi-a spus să întâlnească procesul verbal. Eu am spus că eu sunt gata să trec testul. Și mergem pe locul să deschidem adevărul, ca să tot toate smânciunile astea cu cornițe de personal de director și Camelia Albu. Că eu nu știu care și ce precis să ne găsească în ea. Că omul nu merge la scheme cu dânși, înțelegeți? Da. Ei fură, au scheme și care sunt incompatibili cu schemele, pleacă din lucru afară. S-a adus din aripa tânără, de la Dodon, din aripa tânără de la Dodon, au adus doi studenți și le-au pus maestri. Și au rămas, eu v-am publicat orașul murdar, eu v-am arătat
crengi, frunze, v-am arătat, eu am luat pe un oraș, de câte ori vă spun, minimă interesează, eu nu pot fiu indiferentă. Dar plângerile noastre, cred că or să ajute, eu sucot, cred că le, Zina Popa, pentru Zina Popa, consiliera de la primăria Chișinău. Bună seara, bună seara la toți, dar și vreau să vă mai spun, țineți-vă actele, vreau să vă mai spun, oameni buni, că, iată președinția, vreau să vă mai spun, oameni buni, că autobusele este care le-au adus Vaniușa Ceban cu 500 și ceva de, mii de kilometri la bord, să șere din șoferii ăștia, să șere de două ori, s-a mărit planul de două ori. Cum s-a ridicat, s-a urcat pe aici autobusă, s-a mărit planul de două ori. Dar Vaniușa Ceban iese la Moldova 1, ați văzut aseară poate, iese la Moldova 1 și spune în direct că el tot la dânsul tot merge prin concursuri. Vaniușa Ceban, la tine la asistența socială e jale mare. E jale mare. Își bat joc la asistența socială de lucrători Carolina Olaru de la Botanică. O dat afară doamnă de la asistența socială dacă te opui, dacă nu te supui lui Carolina Olaru. Avem cazuri în instanță. Avem cazuri la Botanică, la Pritură, unde odată domnul de 61 de ani afară n-are dreptul. După un an trebuie să iasă la pensie. Nu are dreptul în ultimul an să-l dai afară de la lucru. Nu permite legea. Când a furat omul și ăla pentru ce să-l dai, așa le face niște anchete de serviciu, cui nu-i plac și trec la cabinet. V-am arătat Pritura de la Botanică. V-am arătat ieri Pritura de la Botanică. Eu așa și n-am găsit-o pe pretor și așa de la Botanică, eu așa și n-am găsit-o. Avem pretor și de la Ciocana, care au furat ca în codru de la agenții economici și îi curată leale de curată. Avem primărița de la Turșeni, curată leale, care au furat oameni buni. Și uitați-vă, domnii ăștia de la spații verzi și chin și năcaz. El are 61 de ani. Eu mai rămas un an, atât de tare e terorizat că o ticat și la lucru. Voi vă dați seama, el o ticat la lucru de frică. Eu mai rămas un an și unii se duc și oamenii ăștia. Doamne ferește și bătăi de joc, mai Sandu, adresări către dumneata, către PAS-ul, către toți deputații PAS, opriți de zmăț, opriți fără de legile, lui Vaniușa Ceban. Toată garda tânără lucrează în primărie. Toată garda tânără. Dacă nu ești în garda tânără a lui Ceban, a lui Dodon, tu nu ai șcăta în primărie. Tu nu ai șcăta la spații verzi dacă nu ești în garda tânără. Vedeți ce faci? Ei, Doamne ferește, opriți dezmățul din primărie, Vaniușa Ceban. Lucrați, procuratura, apucați-vă de lucru. Că aveți de lucru, Doamne ferește. Le-am anexat actele. Vedeți? Îi pune vreo 48.000 de lei încă îi pune datorii. Încă vă 48.000 de lei, eu pus datorii și să-l dăie afară cu vedeți ce face? Dar ce face primărița de Turșeni? Primărița de Turșeni, ați văzut, v-am făcut filmări și v-am arătat proteste zi de zi o să știe la Turșeni. Proteste o să știe zi de zi. Luați și distribuiți și ajutați poporul ăsta. Voi vă dați seama și discriminare la lucru. Câtă discriminare la lucru? Pentru ce avem noi instituția asta, discriminare, egalitate? Pentru ce o avem? Am scris la dânsii, să vedem ce se întâmplă. La Pritură, la Botanică, trei terorizați. Trei oameni. Terorizați, cei care nu vin cu dânsii la scheme, toți afară. Cât se mai poate, nu se mai poate. Trezirea moldoveni, dați să ne luăm primărie înapoi, că e a noastră, a poporului. Nu e a lui Vaniușa Ceban și a lui Măsa și vor așa e fac. Dar autobusele noi, încă o dată vă spun, autobusele noi, de două ori s-a mărit planul. Taxatorii nu mai vor să lucreze. Autobusele care vin din afara orașului nu au taxatori. Șoferul strânge banii, șoferul dă biletele, pentru că planul s-a mărit de două ori. Dar de unde să-l iei? Dacă ai dus autobus, nu excedem, planul se mărește. Și s-a mărit lumea, lumea fuge din țară, lumea nu e în țară. Vă dați seama? Schemele de la bilete cu taxatorii, cât s-au arătat, ei, Doamne ferește, ce faci, dar mult, taxatorii leapădă, plâng, discriminați, dezbrăcați, Doamne ferește, fac, îi caută la 2 lei, dar primărița de Turșeni, ați văzut cu chetri în lume, între ei săteni care umblat și să-i dăie votul, ia mă, ați văzut cu chetri în trânsii, la poartă.
împreună cu copii curată ca lacrimă. Cum? Cum pute primărița de Trășeni și ei curată ca lacrimă? Trezirea moldoveni, la Bălți acolo, treziți-vă și transmiteți la toți că Vaniușa Ceban aici nu se uită. Garda tânără, principalul trebuie să fie în garda tânără. V-am arătat Iura de la Botanică, Evelina, garda tânără. E șef, toți sunt șefi. La lucru nu nici Guba, nici Evelina, nici Iura, nici unul nu-i. Nici un șef la prituri la Botanică n-am găsit. Deci asta este luat și distribuit și vedeți actele. O venit după lucru și așteaptă dreptatea. Unde o așteaptă dreptatea? La cine se adresează? S-a adresat către Vania Ceban cu un mesaj. Oprește, Vaniușa, oprește-te. Oprește, cred că următorul după Igor Popa trebuie să fie tu, de-amă. Autobusele cele aduse cu banii care le-au cumpărat, ce achiziții au făcut el, cum le-a făcut el. Numai el știe și cu măsa. Măsa ne-a condus și măsa ne conduce în continuare. E jale mare, e jale mare, tăi, unde-l? Îți bat joc de dânsul de dimineață până seara, de la ora 7, că și-o șepta bate joc de dânsul de la ora 7 dimineață. La ora 10, schimbi tu poliția, îți duc să treacă dragerul. Dar nu-i de râsul găinilor. De râsul găinilor ce se întâmplă în Republica Moldova. Un an până la pensie, eu mai rămas, omul muncește tot, vine la vreme, la lucru, tot, fără probleme, gata, au găsit. Dar eu am să mă duc la Ungheni și am să vă arăt alu Camelia Albu, casa, construită din spații verzi. Am să vă arăt la gospodarii de judecători, toată înverzirea de la spații verzi. Eu multe am să vă arăt și multe am să vă spun. Deci asta este, că vreau să vă doresc o seară bună la toți, să distribuiți. V-am arătat dragher, scauți tu dragher, la omul de rând care merge pe drum, să duci să treacă dragherul. Pe la poliția rutieră, vă dați seama? Că proba de sânge trebuie să rămâie, proba ta. Că dacă dragherul ți-a arătat că tu ai băut, proba de sânge duci și ți-o scoți. Nu știi ce se întâmplă, cum era înainte, cum făceau, fabricau, falsificau, dar ești mulțumit? Pe ziua de azi, uleacă, ești mai altfel, cum zici? S-a făcut dreptate. Da. S-a făcut dreptate. Eu vreau să mă repară, să facă dreptate și să scoate la iveală, la jos, pentru că este de jos, care, pe domnul, în fiecare zi, fiecare zi ne prestază, fiecare zi prin dreptate, ne stăruți ca să-mi bine, că ne răsesc, toate momente diferite, în momente, ne trimesc două zile la rând din spectrii, scadrile, toate din urmă, da, să vă caute lucrările din urmă. Tot merge bine și n-au de ce să abnina. De-am soaninat că-i bat la lucru, vă închipuiți, de omul-i treaz. Dar pe după asta de-am să mergem în judecată. Că nu o să lăsăm așa. Da, mergem până la urmă, nu lăsăm, da. Eu am să vă aduc foarte multă lume împreună, pentru că mai este lume care e presată, pentru toate. Dacă foarte multă lume, tot ce depinde de primărie, asistență socială, medicină, prituri, toți sunt presați. Jumătate de doar a fost și investigația la Ciocana, jumătate de lucrători au fost dați afară. Și prietor și-a cumită luată și prietor și-a mă acasă curată. Înapoi la pritură lucrează. Rușine unii lucrători. Aha, vă chemați să retrag... Da, domnul tatăl m-a chemat și ne retrag serea de Spesia Mușii. Ne dăm bucurs de plângere și plângere la respectarea tehnicii cu mușii, dar și trebuie cu totul mușii. Nu știu că mușesc în haine rupte, în haine vechi. Eu am văzut și mături, eu am văzut și... Eu filmez, doar merg pe oraș și filmez tot timpul. Niște mături de astea făcute din hreaci, de cealaltă de pădure, da. Nu dau nimic, absolut nimic. Mănânci, trăiești, muncești, vin unde mănânc, acolo se zbracă, acolo codinesc în timp de noapte, unde haina e mizerie, din bibate, din benzină, din motorină, astea acolo se odihnește, acolo se mănâncă în local social. Mic, 8 muncitori într-un local și 3 pe 2 jumătate. Mai ceva ca la penitenciar? Mai ceva. În Nigeria nu este o dinamă. Eu personal nu am fost în timp de 2 ani zile, am stat în biserică 170 de suci, 10 noapte, 24 de ore.
Măcar nu vi s-a plătit. Nu s-a plătit nici în bănuț, nimic nici în bănuț nu s-a plătit. Numai ca să facă lucru cinstit, să muncească, să fie oraș curat, să fie tot. Măi, dragi deputați, dați-l pe Ivaniușa ce bani jos, că aveți, procuratura, aveți atâtea plângeri la voi. Apucați-vă de lucru pentru Ivaniușa ce bani, că el trebuie să o pleci împreună cu Măsa. Autoritatea Națională de Integritate, câte plângeri eu am scris la voi, Ivaniușa ce bani eu am scris la voi. Tăiat cum șoferul lui Ivaniușa Ceban, soția lui la Ciocana, e pe asistența socială, șef, am scris la voi. Măsa lui Ivaniușa Ceban, baba Jenia, ei baba Jenia, ei țaca Jenia, așa o numesc, prin asistența socială o numesc baba Jenia, la prituri îi zice țaca, vine țaca, vine țaca, atât au frică de țaca, ciuma roșie la primărie, dați să ne trezim, popor, dați să ne trezim. I Doamne ferește! Chirtoacă ne-a dus de râp în, cu toată primăria asta. Am avut toți încredere în trânsul, în lepra, cei care chirtoacă se duce la Iași, trece la Iași și în mall la Iași lua mita. Deci dați să ne trezim, să dăm jos toate primăriile, de când eu vă vorbesc, primăriile, primarul în sat. Vedeți și ieri am fost la Ungheni, la o ședință, unde un primar scrie, se duce și scrie și-o găsit pe Facebook și scrie la polițist și polițistul îl amendează pe consilierul care luptă. Primăria Seliști din raionul Nisporeni. Înțelegeți? Tăt, eu vă arăt primăriile. Da, iată sărmanul Serioja, da. Hai, spune Serioja, el e lângă mine. Vedeți, el tot timpul e lângă mine, dar mă văd stați așa de s-o bucurat. Noi am găsit la Botanica două cazuri, lipădătură, lepră de la Botanica de Carolina Olaru, șefa pe asistența socială. Avem oameni noi la ministeriu, schimbați ai șefii ăștia lui Dodon, dodoniștii ăștia, Carolina Olaru, Martiniuc de la Ciocana, de pe la Sângerei, să duce Veronica să pui la forțele de muncă la Sângerei, nu a pus-o, dar la cine a pus-o? Leprilor, jigodilor. Iată, el mi-a dat două cazuri la Botanica de oameni cu DCP. Asistența socială sună la asistența socială. Apoi nu, tu azi ne-ai dat două. Da. Eu am depistat două cazuri. Azi, el se duce la cei cu DCP, îi scoală, vorbește. Vă înțelegeți? Uitați-vă, el se duce, face voluntar sărmanul. Și lumea și sună la Carolina Olaru, la Botanica, lepro, lipădătură. Eu am sărat sunatul la 4:56 de minute și i-am spus adresa. Și i-am spus, Doamne ferești, dacă luni la ora 8 nu e acolo. Dar vă place? Scheme poliție? Spații verzi, Sergei Carp, lipădătură, Sergei Carp. Cu Camelia Albu. Camelia, eu vin la tine acasă și la Sergei Carp ați vă arăt unde trăiește. Eu, de ce mă duc la casele lor? Că voi să vă deschideți ochii să înțelegeți tot ce se întâmplă. Eu. Ați văzut așa la metal feros și făceau tăț. Am luptat și am biruit. Și mă aduc aminte mea, Kaminski de la INI. Kara, Kaminski de la INI. Așa că sunteți implicați acolo cu Pelin la un loc, cu Andronachi, cu Plahotniuca vostru, cu toți. Nu vă mănâncă lupul. Dodon. Vedeți că Dodon nimic nu îi se întâmplă? Hai, dragi deputați, Voronin de mult trebuie să stăie la pușcărie. De mult. Porniți-vă, dragi deputați. Dodon. Lipădătură. Cu aripa tânără, vedeți că o zahvatili tot primăria asta, aripa tânără cu Dodon, cu Ivaniușa Ceban. Da, eu sper că trebuie să scăpăm de lipădăturile astea. Eu,
Lipădătură, dă-ți demisia, uite, copilul să nu primește un leu de una, el încă se duce pe la biserici și ieși și duce la ceilalți, ca care stau și mor de foame, oameni buni, treziți-vă. Da, el se duce și mi-a dat azi două adrese, da, leprilor, lipădăturilor, spune-le, Serioja, animalelor, da, bravo, bravo. Da, bravo. Câte chemări ai făcut la 112 ca troleibusele nu se deschid? Care la 112? Chiar la primărie, da? La regia transport. La regia transport, bravo, bravo. Vă dați seama, el se duce la regia transport și se jăluie. Uitați-vă, se duce și se jăluie când la troleibusul nu-i deschide ușa. Dar el, eu am țara cu dânsul, m-am deplasat, el nu poate să iei oameni buni. El nu poate. El mă coștură cărușorului, dar troleibus se oprește și rămâne loc. Și nimeni nu-l ajută, dar nu-l poți, că el e greu și nu poți. Așa el încet ori se duce. Troleibusele special făcute pentru dânsii, pentru oameni cu dizabilități. Bravo, Sergio, bravo. Leprilor, bravo. El măcar atât, măcar cât poate, sărmanul. Bravo, da. Dodon, da, regie transport. Regie transport, de ce vă spune? El câte chemări a făcut la regie transport. Lipădăturilor. Eu i-am învățat numărul de troleibus, chemați, dar Maria chema poliția tot timpul. Și apoi de-am poliția, tot e lor. Vă dați seama? Și atât, el, sărmanul, îmblă și caută oameni cu dizabilități, uite așa, și îi ajută. Să duci la biserică, le aduci mâncare și lumea cu dizabilități gradul întâi acasă și asistența socială deloc nu-și bate capul. Lumea sună, dar ei nu răspund, oameni buni. Sau le promit și nu se mai duc. Parcă dau din banii Carolina Olaru lipădătură de la botanică asistența socială. Așa era bucuros, am usară sărmanul că am sunat eu și am dat de Carolina Olaru. Era 4:56 de minute și era la lucru. Și i-am dat informația fix o minută. Distribuiți să ajungă la urechile ei, oricum ei se uită și cineva să-i transmită. Eu vreau să-i transmit doamne Carolina Olaru să mai duc să mai cercetează alte cazuri cu nevoastră care unul la mâine nu cu Tasevici Angela. Asta e deopște lipădătură cu Tasevici Angela. Asta e lipădătură. Ei, agioze, să vă dau... Și-ai făcut-o din ceas. Bravo, da. Bravo, da. Pe timp de COVID nu au prinit copiii ăștia, sărmani ăștia, nici un leu, oameni buni. Nici un leu pe timp de COVID. S-au îmbogățit, ați căutat, ai unii banii. Puneți banii la Viorica Dumbrăveanu, la Chicu, căutați banii pe timp de COVID. Chicu, dacă e picată capul, o fătătă măreal de linceaste. Linceaste, așa înseamnă? Eu am avut ala Minerecu, iată ce prezează copiii de la eu vreau să-i transmit lui Nemerengo. În loc să facă nebunia asta, mai bine lasă să facă centri sociale pentru persoane. Da, doamna Nemerengo, centru social pentru copii cu dizabilități, nevoi speciale. Haidem, ne ducem la minister pe urmă cu tine. Lasă că el vrea să facă un ONG. Și eu i-am spus că, da, am să-l ajute, că el a vorbit cu Maria, Maria nu vrea, au să găsească, e 3 persoane să facă. Da, el vrea, sărmanul vrea să ajute cu nevoi speciale, centri pentru copii cu nevoi speciale, fășeți râsurilor și leprilor, că ați venit la puteri și nu vă puteți sătura de bani, de furat, de tălhărit. Țară bună vă doresc la tăți, văd că deputații noștri încă mai muncesc, care mai muncesc pe acolo, care mai rămân, mai fac legi. Uitați-vă cu ochii încoași spre popor. Uitați-vă, dați-vă jos cu cioarele pe pământ cât are, ați mai dat-o în bară. Dați-i la pușcării pe toți la oaltă și atunci ați fi tot bine.
la pușcării, tăiați, dar nu dați afară cald de pușcuță și înapoi înscăunați. Pretoșa de la Ciocana, dat afară, înapoi înscăunată. La lipădatura asta de la Trușeni, e tot cu sudat cu socialiștii. Stela Munteanu, primăriță, dar nu ți-o mănâncă lupă, aici lumea s-a trezit. Haidem să distribuim toți și să luptăm toți împreună, măcar așa. Am vrut să zic că la oamenii care vor să vă ajută ca să facem proiectul, dar oamenii cu inimă mare, oamenii cu suflete, mă, cine dorează să ne ajute pe noi să prindem. Am nevoie materiale digitale pentru cetățenii. Cu nevoi speciale, cu dizabilități. El vrea să-i ajute pe toți, pentru că el înțelege și ea asta. Toți, da, bravo. Sănătate. De sănătate. Bravo. Statul corupt în Republica Moldova, ați auzit? Corupt. Medicinală. Da, da. Medicina e la pământ. Da, unul la mine, da, la mine. Într-adevăr au nevoie de ajutor medical. Țin cont că voi, adică eu nu am un ce de-ți cerim noi de la Gavriliță? Eu venit la tata Vedeți, el se deplasează la fiecare care are nevoie. Uitați ce spune el. Se deplasează la fiecare. Fuge, aleargă pe drumuri, sărmanul. Cei care fac viață, eu dau viața în direct. S-ar mesegetuza 53. S-ar mesegetuza 53. Ce bloc de... S-ar mesegetuza 53, blocul de... Trei. Eu, dar eu să scriu telefonul tău aici și lumea să telefoneze. Îl ascult încet și el tot înțelege și vorbește. Nu mă trebuie să-l ascultați așa încet, să aveți răbdare. El a terminat deja. Și studii ai făcut tu, Sergiu? Prima IT. IT. A doilea? A doua. Anestezie generală. Anestezie generală. Bravo. 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 Lumea întreabă, ai pensii de la stat? Are. 3.000 de lei are pensii de la stat. 3.000 de lei. 4 sunt cam așa, pentru că anul acesta o mărit cu 1000 de lei. Aha, ți-o mărit cu 1000 de lei anul ăsta, da. Păi la cu voi era cu 2,
2000 și ceva. 2000 și ceva anul până mă primești, acum primești 3400. Da, tu uite că s-a schimbat datorită că, da, s-a schimbat atmosfera asta care a fost coruptă. Înțelegeți? El striga jos Dodon, noi împreună tot timpul am strigat jos Dodon, da. Și vedeți, s-a mărit cu 1000 și ceva de lei. Eu să-l iei capelul. Da. 150 de euro el primește. 150 de euro. El are pensia 150 de euro. Dar asta e tot. Mai mult el n-are. Dar din tot puținul care el are, el se duce la oameni cu dizabilități și ajută. Eu fac apelul că toată vremea care m-au dat, eu am nevoie de un scaun cu rotile electric. Are nevoie de un scaun cu rotile electric. Da, cu scuterul el nu se poate să iei în troleibus, dar el nu-i ajunge pe mult timp. El nu se poate deplasa departe, da. Corect, în troleibus nu poți, da. Da, el este mare. Da, el n-are un al ridica, e departe, el nu-l poate. Asistentul personal al meu care are grupul de copii, el nu poate. Cine dorește, puteți mă telefonați la... Eu am să vă-l scriu, telefonul lui Sergiu. La 0606... 0606, mai departe? 35... 769. Are Viber, are WhatsApp, are tot, da. Contacte. Facebook, tot are. Sergiu, da, Sergiu Brudar. Tot are, sărmanul, tot are. Pentru că el e IT-șnic, el știe tot. Da. Bine, seară bună, telefonul vă l-am dat, a lui Sergiu. Dacă și, e că deja lumea a întrebat telefonul tău, tu l-ai dat, el lumea să-ți sune, bine? Seară bună. Ce se întâmplă? El e alături cu mine tot timpul. Aici am venit la Parlament și am arătat filmul de la început, că spații verzi sunt foarte, foarte... Sergei Carp la spații verzi își bate joc de lucrătorii lui, de maestrii lui, pentru că s-au adus la Ripa Tânără, al lui Vaniușa Ceban și al lui Dodon, și-au adus tineret care învață, nu lucrează, lasă mizerie în oraș, așa sunt buni. De ăștia care le-au mai rămas un an până la pensie și-și fac miserie bine mersi, nu merge la scheme cu dânșii, nu-s buni, pentru că Vaniușa Ceban a unit la furat și fură în continuare. Asta este, seară bună vă doresc, deja telefonul se închide.